Jucătorii lui Poli au rămas și fără sprijinul suporterilor. Galeria a renunțat să mai salute echipa la final și a părăsit peluza. Ultrașii au pornit spre vestiare să le ceară explicații jucătorilor pentru atitudinea din teren. Primul chemat la raport a fost Ioan Mera, care a încercat să discute cu fanii. Suporterii au așteptat până când jucătorii au ieșit de la vestiare. Cu privirea în pământ, al violeții au ascultat cerințele ultrașilor. Dacă te ia cineva la echipă. Nici vouă nu vă place stadionul gol, nici nouă nu ne place să pierdem. Ce au avut să vă reproșeze suporterii? Să reproșeze faptul că am pierdut. Normal, ca orice suporter care, și în plus de asta, nu știu, probabil față de alte meciuri, echipa nu a fost într-o formă foarte bună. În mare parte știu și ei ce se întâmplă, doar că așteptau totuși mai mult de la noi. Vali Velcea a intrat și el în vizorul suporterilor. Eu înțeleg și suporterii și nemulțumirile lor, dar chiar în acest moment nu știu dacă eu am vreo vină. Sau dacă vina mă aparține în totalitate. Sau trebuie să fiu acuzat. Eu de ce? Nu am discutat cu dumneavoastră. Și dacă vor să discut cu ei, eu să discut cu ei. Velcea nu s-a oprit să discute însă cu suporterii care în cele din urmă au plecat supărați spre casă. Velcea, dacă are echipă fără bani, să nu mai antreneze, dacă are demnitate, bă, să-și dea demisia.